Plafonul de 9,4% din PIB care limitează cheltuielile cu pensiile va fi flexibilizat, a declarat joi ministerul Muncii și Solidarității Sociale Marius Budăi, într-o conferință de presă organizată la finalul întâlnirii pe care a avut-o cu comisarul european responsabil pentru locuri de muncă și drepturi sociale Nicolas Schmidt. Am discutat cu domnul comisar un aspect extrem de important aici în sistemul de pensii și i-am explicat domnului comisar de ce sunt atât de imperativ când solicit flexibilizarea acestui procent de 9,4%. Așa va fi pe viitor, acest procent de 9,4% va fi flexibilizat. Din mai multe motive, am fost amândoi de acord cu sustenabilitatea sistemului public de pensii, este foarte importantă și așa trebuie să fie și susținem acest lucru, însă sustenabilitatea sistemului de pensii atât timp cât noi avem între 4 și 5 milioane de cetățeni români care au fost pregătiți de România și care contribuie la piburile altor state din Europa, este un motiv extrem de important să solicităm flexibilizarea și vom obține această flexibilizare la Comisia Europeană, a afirmat Marius Budăi. Ministrul Muncii a menționat că va demonstra Comisiei Europene că încadrarea pensiilor în procentul de 9,4% duce la sărăcirea populației. De asemenea, acel an, 2070, nu știm de ce a fost trecut acolo pentru că în situația de acum 2 ani nu știam că vom avea această pandemie de COVID. La ultima întâlnire de la Paris și Bordeaux, nu știam că vom avea războiul din Ucraina, deci, aceste lucruri clar vor fi flexibilizate, nu spun că mâine intrăm în negociere și gata o terminăm, dar trebuie să combinăm această asistență a Băncii Mondiale asupra reformei sistemului de pensii cu flexibilizarea acestui procent și vom demonstra în continuare în discuțiile pe care le vom avea cu Comisia Europeană de ce nu ne putem încadra în acel procent și de ce nu trebuie pentru că până la urmă asta este esența Uniunii Europene, să luptăm împotriva sărăciei și vom lupta și eu personal, cât voi fi ministru voi lupta și nu voi semna nicio reformă. Sunt de acord și susțin și i-am spus și domnului comisar, orice reformă o susțin care să vină în binele statului român și care să se realizeze la tot ceea ce înseamnă prevederile din tratatele Uniunii Europene și noi suntem profund atașați acestui proiect european, dar nu o să semnez niciodată o reformă care să mențină sau să ducă la sărăcia cetățenilor români. Asta i-am transmis domnului comisar și cu asta voi merge în continuare la orice discuție susținând și muncind alături de domnul comisar și am obținut sprijinul dumnealui și pentru măsurile pentru încurajarea ocupării care să facă parte din următorul cadru financiar multianual, dar eu nu o să semnez niciodată o reformă care să-i țină săraci pe cetățenii români, a precizat Marius Budăi. Ministrul Munci a precizat că cea mai importantă realizare a discuțiilor de joi cu Comisarul European este faptul că procentul de 9,4% nu mai reprezintă un aspect negociabil. Nu s-a stabilit o dată privind renegociarea procentului din PIB alocat pensiilor, că e 1 aprilie, că e 1 mai. Noi am spus clar că derulăm în paralel discuții în cadrul contractului de asistență cu banca mondială și vedem pe parcursul asistenței tehnice unde ajungem, ceea ce este important și ceea ce eu susțin și ceea ce domnul comisar va aproba este că acel procent de 9,4% nu este neapărat un procent unde să ne izbim ca un zid. Nu mai este acest lucru, lumea se schimbă, situația se schimbă. Am prezentat domnului comisar, care va prezenta Comisiei Europene mai departe, exact structura de venituri din sistemul de pensii din România, de ce susțin că acel procent nu este un destulător în primul rând pentru a rezolva inechitățile din sistemul public și pentru că nu mai permit creșteri ulterioare, dar nu am stabilit data de când începe, voi fi într-o dinamică permanentă și într-o discuție permanentă și în funcție de contractul de asistență cu Banca Mondială și de evoluția livrabilelor din acel contract de asistență în funcție de ceea ce se întâmplă în continuare și în economia României. Chestiunea importantă este că există flexibilizarea acelui procent. Nu este un zid de care să ne izbim și să rămânem acolo. Asta e chestiunea cea mai importantă a zilei de azi, a declarat Marius Budăi.